Mersi mult că m-ai adus. Sigur, nu puteam să nu te văd în siguranță acasă. Da, yeah. Ok. Da. Eu ador. Insomn. Urc. Da. Ok. Mă gândeam că poate urc să beau și eu ceva cu tine, un vin, că am condus toată seara și ai băut numai tu. Zic, e mai bine să te duci? Bine. Să duci la magazinul așa, acolo de lângă colț. Sigur, roze? N-am absolut nimic de băut în casă. Ah, da, corect, și... roze, corect. Ce nu m-am gândit, da. Corect, da. Sau mai bine te duci acasă? Ah, acasă. Mă gândeam să ții niște haine, să te schimbi. Poate potrivi la mine? Să rămân la tine, corect. E, că dacă bei, n-ai cum să conduci și... Da, și foarte corect. Da, păi dau o fugă până acasă și mă întorc cu rozeul, nu? Da. Să știi că nu sunt genul ăla. Ce gen? Nu, n-am presupus. Genul ăla care să bea un pahar de vin și să se mai poată abține. Nu pot să mă abțin! Eu trebuie să mă urc pe ăla din fața mea! Trebuie să mă urc, înțelegi? Și să-i put una în gură! Că a îndrăznit să vină la mine în casă, să-mi pună mâna pe bostul ăsta excepțional. Și la dorsal, să fac așa? Și să nu mă fută pe toți pereții? Știi ce zic? Știu, da, nu suport genul ăla. Oh, Doamne, ia-mă de aici și sunt pe stop. Și pe stop? Normal. Toate sunt pe stop. Stop de la mă mai vedea cu bărbați care nu știu ce vor. What the fuck? Ce neregulă cu tine? De ce le tot oprești așa? Vrei să-mi dau jos rochița? Să-mi dai jos rochița? No! Da! Să nu știu să facem... Hei, hei, ești ok? Ești ok? Nu. Nu? Scuze. Scuze. Nu am fost niciodată la un date. Ah. Nașpa? Nu, cute. Cute. Ah, și nu știu deloc să mă compor și tu ești... E super drăguț. Și... așa, te-ai purtat foarte frumos și nu... Ești educat, așa, și... Deci nu... Porcule.